Evenimentul a fost organizat în parteneriat cu Seminarul Teologic Teotist Patriarhul și a reunit istorici, cadre didactice, reprezentanți ai mai multor instituții, cum ar fi Academia Română, Muzeul Teohari Antonescu, Centrul Cultural Ion Vinea, Biblioteca Iaba Sarabescu, Direcția de Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural Giurgiu, Corul Psaltic Evlogia, Școala de Muzică Victor Carpis și Centrul de Conservare a Patrimoniului Giurgiu, dar și elevi ai școlilor și liceelor din municipiu. În prima parte a programului a avut loc o sesiune de comunicări științifice la Seminarul Teologic, unde au susținut referate mai mulți profesori, istorici și cercetători, iar cea de-a doua parte s-a desfășurat la Biserica Buna Vestire cu un concert susținut de Corul Psaltic Evlogia, care a interpretat piese laice și religioase compuse de Anton Pan. Cu ultima piesă care au cântat-o, vedem că Anton Pan este mai contemporan ca niciodată. Simțim ceea ce a pus pe muzica Anton Pan astăzi mai mult ca oricând în sufletele noastre. De aceea ne bucurăm că a încercat să se ridice acest simpozion la cerințele pe care ni le-am propus de la început. Mulțumim formației Evlogia, Corul Psaltic și de misiunea al Patriarhiei Române și vă așteptăm cu drag oricând în Giurgiu, pentru a participa, a încheia la fel de frumos și alte simpozioane pe care Episcopia și celelalte instituții de cultură, cu siguranță, le-ați deschis apetitul, le vor organiza. Eu!